Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Far Cry Primal. Hai să... Nici nu știu încotro să mă mai duc. Nu, nici n-am de gând să fac chestiile astea cu semnul întrebării, că mi se pare că nici nu sunt importante. Hai să vedem ce misiune avem și noi pe mapă. Ce e aici? Hard. Și ce trebuie să fac? Ia. Tame the Blood Cyber... direct aici mă duc. Go! Stai, cum? Stai, stai. Ce dracu? Eu apăsam pe Enter cu gândul că mă teleportează acolo. Da, n-am mai intrat pe jocul ăsta, cred că de mai bine de o săptămână. Hai da cu Fast Travel. Îl luăm pe codiță și ne ducem. Dacă ăsta e codiță, codii ăla, bestia aia, nu știu ce naiba o să fie. Bun, cum să ajung acolo? Asta e întrebarea. Așa și de acolo cu grapple, am înțeles. Deci vine. Bă, al dracu, mi-i stres ce dă în mine. Ok, din două pălituri s-a adus dracu. Hai, stai. Grapple. Urcă, că mai și primesc acum mesaje pe WhatsApp. Ia mă, ne mai pică și nouă chestii rare cât asta s-a adun. Mi s-a făcut miacru. Search, ok, hardwood. Încă una. Poc, grapple, hai da, urcă. Ai urcat? Bun. Hai că o comune mă mai și chiunii să răspund la mesaje pe WhatsApp. Hop, hop. Hai mă urcă. Din nou pe liană. Așa, bă, dar nu mi-a mai chemat animalul cu mine, văd. Ia să scot totuși așa să nu mai aud telefonul când primez mesaj ceva, să închid WhatsApp-ul. Am uitat să dau drumul la cronometru, sunt deștept. O să iau ăsta? Sau e full? Cred că e full. A, era deja full, ok. Mai mult, hai că nu mai e. Ia, a venit și un urs pe acolo. Stai, trebuie să dau la base menu ca să chem animalul, ok. De. Hai, codiță, du-te după el. Du-te, Cody. Ia-l. Dacă vrei să mănânci în seara asta. Hai, lasă-l, dracu de animal prost, vino acolo. Is nerby, adică trebuie să aștept să se facă noapte să înțeleg sau... Asta unde-i? Hai. Grapple? Ia că am chef să mă prostesc. Bă, ce mișto mă balansez cu asta. Bă, ce mișto rău jocul ăsta, îmi place. Să sperăm că Far Cry 5-ul ce se va lansa la anul o să fie și mai mișto ca ăsta. Ca primerul. Dacă o să fie și mai mișto ca 3-ul, o să fie ceva. Nu știu, la Far Cry 4 nu prea mi-a plăcut zona în care se desfășoară toată acțiunea. Păi și stai și un unde ar dori să mă duc. E cărarea asta pe aici. Să chem sau... Nu, bă, stai mă că e aici o cărare, uite-o. Ce vreau să zic? La Far Cry 4 nu prea îmi place locul acțiunii în care, unde se petrece aceasta. Nu știu, genul ăla japonez cu numele alea ciudate nu prea-mi place. La Far Cry 3 era peisajul ăla... de insulă tropicală sau ce căcat era. Și... Tot așa acolo era și primul Far Cry. Dar 5-ul se petrece în, undeva prin Nordul Americii, parcă. Hai să sperăm că o să fie mișto. Explore the cave. Ok. Set on fire. Hai de-a prin peșteră atunci. Ok, hai că a venit și codiță cu noi. Du-te mă sus că iarăși te neci.
Nu cred că trebuia să mă arunc în... Na, pă, dar e ok. Ia mai în partea asta tot să mă duc. Ajung și eu undeva totuși. Ne, trebuie să mă cațăr înapoi, să dea dracu. Mie că e vreo de asta pe sub apă, pe aici, unde trebuie să mă bag. Ok, și cum? Deci n-ajung la aia. Probabil că nu trebuie să stau în apă. Dar am pe ce să mă sui și eu. Așa să văd și eu. Deci pe aici e doar o înfundătură, să înțeleg. Ok, hai să încerc să mă sui pe bolovanul ăla. N-am cum să mă sui. Sau, aha! Uite-mă! Așa. Grapple. Și acum sus aici. Opa. Și eu nu pe aici am aruncasem. Nu de aici m-am aruncat, care e bunul. Ok, să merg atunci prin marginea asta. Nu, n-am mai fost pe aici, e bine, e bine, deci. No, n-am mai fost pe aici, că mă, unde mă duc e bine. Și acum o să trebuiască să mă bat cu fiara asta, nu? Go down atunci. Am crezut că este un reward stage ceva, reward stage, să cotei din ăla. Ok, se pare că urmează acum o... o cață. Tramta! Tanta chanti! Cuspa marti! Cuspa marti! La... la a luat deja, gata. Și să mă duc după el? Hai să avem lumină și noi pe aici. Așa, deci aici caută zona. Așa. Și trebuie să le omor întâi, practic. Ok, uite, sângele de la Cybertooth-ul ăla. Uite cadavrul. Dar pe hartă pe unde naiba sunt? Am mai fost pe aici, cred. Nu e foarte mare harta, sincer. Nu pare așa mare. Ok, urme de lăpi prin partea asta, cred. Aha, în față, deci. Ia să-i dau și ăstuia set on fire, așa. Să nu-mi strig armele, auzi, și materiale. De fapt, da, și materialele, că folosesc materiale în facerea armelor. Stai că aici, deci, urme în partea. Stai. Au venit așa.
Ok, grapple. Investigate. Ok, alunecăm pe vale pe aici. Dacă ne chinuim să prindem udita mai... animalul, dacă îl prind pe ăla... Ok, alunecă și tu, încă un cadavru. Zici că sunt ceva de-asta, în căutare de moaște. Lasă un lucru pe aici. Ăsta e de-al meu. Dar ciudat că ăsta e făcut doar din oase, clubul ăsta. Stai. Mă rog, baston, armă, ce naiba o fi asta? Și na, arte. Adică oasele nu prea arde, nu știu, n-au proprietate de artere sau... De fapt, nici nu știu dacă... De fapt, stai că sunt cadavre care se incinerează, nu? Deci, practic, card. Dar nu știu dacă or fi așa inflamabile să arde ca o torță. Precum arde lemnul, na, ca idee. Era ței dracu. Bă, dar nu dă damage deloc ăsta. Dă-l mă cu apă ăsta. Așa. Unde mai zis? Unu-i prin partea asta de aici. Dar nici nu m-a. Așa. Și mai era unul pe aici. A luat-o la fugă, văd. Daily resource. Ok. Investigate. Dantan swarga. Nawa urgi naimina. Vedeți, stai ce? Deci, use close to track. Stai și aici, pun capcane. Unde stai numai? Păi asta pe unde e? De sus pe mobila, mobilă, muntele ăsta să mă urc și... Este mă. Și asta ce e? Curent, obiectiv, așa, și mai arată un clon aici. Ah, asta e doar Wenja Event. Care e el de Wenja Event? Eu o întreb aici. Hai să dau... să leg, așa să-l sting. Ia stai. Asta e longbow-ul ăsta. Ok. Investigate. Dantan Fnago. Crada. Bă, dar nu înțeleg de ce ne-a băcat o bursucă ăsta și la fiare atât de bune. Vă că n-am făcut și de ăsta dihorar. N-am găsit, se pare. Ok, hai da după animalul ăsta, uite-i urmele, vă și niște udami. Acum ajunge la capcane, să înțeleg. Ce ură la Wenja! Ce la bursuc? E... Uite mă, că mi-a arătat ceva cu roșu aici. A, în partea asta, asta. Guar guașla. Dantan Wenja Bagwai. Maș hasar. Garni ubi. Hai mă, moară bursucul ăla. Uite-l, dracu, ce tare e. Hai să totuși să-i dau. Așa, ia și tu. O bucată de carne să nu-ți fie foame. Hai să sting săgeata, hai să mai fac un rând de săgeți. Deci pe sus trebuie să mă duc, ok. Urcă, urcă, urcă.
trap crafted. Reworstash. Și mi-a pus aici lemnul. Bun. Hai să pun toate capcanele astea pe aici. Grușauia, șlanguiwaila. Ok, asta o să mă ajute. Hai să pun trepurile astea. Să se prindă animalul. Să iau din nou de la săcotei de acolo lemnul, hardwood-ul. Dă-l încoace, așa. Și stai, bă, unde te duci, mă? Aici. Guai, ciapata. Dantan, winja, guai, cea guijar. Winja, crauhas, au, cuspa, manam. Tu dantan, guama, cear, guai, crauhas. Să așteptă să facă noapte, deci. Nightfall, accept. Adică noapte, cred că trebuie să facă. N-a fost la decizii ce acolo. Bun, trece cu timpul, vine noaptea. Nu știu dacă chestia asta a fost băgată și în Far Cry 3 și 4. Asta știu că a fost băgată în Far Cry 2 odată. Prepare traps. Păi sunt făcute. Ia uite un săcotei. Păi sunt făcute capcanele. Sau ori mai fi și prin partea asta. Hai să mai plin, poate mi-or mai apărea. Deși nu cred. Nu, nu mai sunt capcane. Uite-l că a apărut. Stai. Îi dăm set on fire. Și așa, după ce moare ăla, o să chem ursul. Din nou set on fire. Bă, cred că s-au buguit aia doi, mie unul convine. Și stai un pic, unde e ăla cu două săgeți așa? Așa, craftăm, set on fire. Și cred că a fugit, sau nu? Pe unde n-ai, bă? A, cred că o să coboare pe undeva. Ok, mort animalul meu, dar nu-i bai, pentru că avem... Îl aducem acum pe Moș Martin. Oh, shit! Hai că-l omor repede. Așa, buguiește-te. Stai, pac. Unde te-ai dus, mă? Hai, mă, n-apari în... Cred că se întoarce. Hai că se duce acum animalul după el. Cum era? Chiusc? Pe cât îmi dădeam eu heal? Că nu mai știu. A, control era. Hai dă-mi coace să-mi dau așa heal. Animalul unde s-a dus? Hai vină încă unul, Moș Martin. A scăpat. Și trebuie să mă duc din nou să mă culc, deci, nu? A, alte capcane. Hai să le pregătesc și pe astea. Bă, m-am descurcat destul de bine, totuși, n-am ce zice. Iar vine? Cred că e un lup ăla. Hai totuși să-l înviu. Să-l înviu cybertutul ăla. Pac. Așa și-l chem din nou pe ăsta. Nu, dar să nu le am moarte pe toate, să le-am pregătit animalele.
Ok, mai o capcană aici și trebuie să aștept să fac iarăși noapte. A, uite și Red Leaf-ul de lângă. Ok, hardwood, mai băgăm aici un hardwood. Cum prind animalul ăsta, cum gata, încheie episodul, că o să duc. Cam un episod văd că mi-a să-l prind. Ok, văd că green leaf, așa. Hai că am pus-o la capcane. Dar stai mă, că parcă puteam eu să craftez ceva, ia stați un pic. La crafting puteam să fac capcane, nu erau capcane pe aici, trepuri, erau niște trepuri, parcă. Sau sunt eu nebun? Claw, trap. Sau o fi vorba de paste ce le-am montat eu acum, sunt capcanele alea. Mă rog, haide să ne culcăm atunci, a? Bun, hai să iau tot lemnul, așa. Și rest nightfall. Ce mișto, nu trezesc cu el armă la ceas ca să te trezească la un moment dat. Dar nici altceva, vă, că nu te poate trezi. Nu înțeleg cum poți să dormi așa în aer liber, nu te prinde ploaia sau ceva. Da, bă! Bă, a plouat vreodată într-un episod ăsta e Far Cry Primal? Nu mi-amintesc să mă fi prins ploaia. Dei. Set on fire. Hai. Poate se mai prinde vreo capcană. Hai mă că-l prindem acum. Mă, nu te prinzi în vreo capcană, fire al dracu de animal prost. Hai mă, set on fire. Nu poți da set on fire, ce dracu. Așa. Da, cred că scap acum. Sau nu? Te duci, mă, fire al dracu. Aur, de-abia se mișcă animalul ăsta. Da, trebuia să fie avut pregătit cyber tutul. Haoleu, când mai trebuie să-l urmăresc. Vino mă încoatul, codiță, că tu ai viteză mai mare. Ne, gata, s-a dus, trebuie să aștept încă o noapte. Deja la 100 de metri de părtare. Vino încoace, hai da după el. Și acum unde e? A, pe aici s-a dus. Climb, haida. Bă, dar întuneric mai e aici. E ca și prins animalul ăsta. Hai mă că-l prindem acum. Auci. Nu-i mai o capcă. Uite aici. Mai fi umblat animalul ăla să-l găsesc. Uite urme. Hai da, du-te mă codiță.
Ești mort, du-te în rasa mătii, că ești mort acum. Gata. Same, haida. Uite, băi, bagă mâna în gură, ce nebai face. Gata, mă. Hai că l-am prins firarile de animal prost. Bun, ia vino încoace. Hai da, ride. Și acum avem un Sabertooth ăsta șmecher, ăsta rar, sau ce-o fi. Ia să vedem la statistici pe aici, ce zice de ăsta. Deci ăsta e Sabertooth-ul simplu. Diferența e că are puțină forță în plus. Văd că mai e aici un urs, dar are viteză mai mică. Și la fel așa strength-ul. Bă, dar văd că e lupul ăsta are cel mai bun stealth. Mă rog, o să folosesc numai Sabertooth-ul ăsta. Da, hai că o să încheie aici episodul. Eu sper că v-a plăcut cum am prins animalul ăsta. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare. Aoleu, cred că cad. Hai că n-am căzut bine. Cam atât. Până data viitoare. Ciao, les.